Bă, bună dimineața, România, nu mai știu ce era cum am făcut eu pacilișa, că mi s-a terminat, cum se numește, cardul, memoria după cardul pe care l-am eu. Că de obicei fac așa, știi, când ești, tu centrezi, tu dai cu capul, e mult mai simplu. Acum o să vă zic, acum mulți ani în urmă, eram eu foarte mișto așezată pe un scaunel, la un studio, la studioul la unde era bunkerul Pizdi. Bă, era o mizerie de nedescris, v-am zis. Așa. Și eu trebuia să mă descurc așa cum puteam, pe mizeria aia care era în studioul ăla. Ăia nu făcuseră, nu schimbaseră mocheta de ani de zile. Ei așa o închiriaseră. Știți, închiriaseră și făcuseră trei căcaturi, trei lele pe acolo. Nu făcuseră mare scofală, femeia așa o femeie serviciu care, na, la vârsta pe care avea, nu era cine știe ce, știi, dar oricum nu-i dădea cine știe ce bani. Da? Și pentru că erau și zgârciți oamenii respectivi, ce putea poți să-i ceri? Bă, sunt o grămadă de țărani, știți, ăștia care făcuseră business-ul ăsta erau și de țărani proști. Adică ei nu erau nici țărani, că dacă erai, să știi ce înseamnă să fii țăran, mă? Una este să fii țăran lucrător al pământului, știi? Și alta este să încerci să parvii în lumea business-ului. Bă, băiatul, ai închiriat undeva? Da, făcurat. Vine la muncă. Interesează de oamenii care lucrează. Dă-i lui ăla task-uri în fiecare zi ce are de făcut. Înțelegi? Nu-i pune pe umerii cuiva. Știi? E business-ul tău. Știi? Business-ul tău. Și cum vă spuneam, eu eram acolo și veniseră ăștia din televiziune. Știi? De la marele, că acum după 2018-2019. Eu am făcut conexiunea. Știți că trebuie să faci conexiunea. Eu cum n-aveam închisă România, v-am spus că eu n-aveam închisă România, nu aveam de ce să o am închisă România, nu consideram că fac ceva și oricum era inutil. Ați înțeles? Eu o să vă explic în momentul în care o să vin cu un produs pe piață, o să vă explic anumite chestiuni pe care le faci și le bifează automat. Proștii care erau în studio nu au știut. Deci eu aveam niște proști în studio, știți? Da. Veniseră proști în domeniul ăsta al videochatului, în domeniul tehnicului, despre site-uri, despre publicitate, venea unul care vrea discreție. Dacă l-avea discreție, ai înțeles? Te uiți pe profilul ăla, dă dobitoc ce te-a făcut măta sau tu dacă vrei discreție, ai înțeles? Citești profilul ăla și vezi, nu bifezi ca prostul căsuța aia prin care tu ai dreptul să ți se facă publicitate, la că tu degeaba îți blochezi țara pe un site. Site-ul ăla are și de mii de alte site-uri cu care ei lucrează și așa se numesc webmasters. Știi? Așa cum există providerii pentru TV. Și există niște furnizori. Da? Și firmele și anumite programe, da? Plătesc cu o anumită sumă de bani pentru o anumită zonă sau contra unei sume de bani, firma care îți dă ție cablu TV îți oferă o anumită grilă de programe. Ești inclus în grila aia de programe. Tu plătești o anumită cotă parte către firmele care fac astfel, care fac, da? La fel cum și Netflix-ul. Netflix-ul este pe net. Știți? Există companii de cablu care oferă Netflix și există companii de provider de internet care oferă abonament pentru net. Sunt niște, știți? Și asta este în colaborare cu ei, știți? Ei discută, ei negociază, sunt niște, da? Tu vii acolo și ai impresia că dacă tu bifezi căsuța aia, hai, nu te mai vede nimeni. Vezi? Că trebuie să te uiți bine la profilul ăla. Și când sunt neaveniți în afacerea asta, că asta este, sunt oameni care ei se apucă să facă un business și ei nu au treabă, nu au noțiuni. Ei doar bunăvoință își pun numele pe o firmă. Ați înțeles? Și din cauza respectivă și din ca și cu numele pe firma respectivă, ei au impresia că or să facă ceva. Mamă, ce da, și iau eu și conduc eu firma și fac eu multe și el e prost.
s-a găsit și ponul, care nu știe să conducă cum trebuie firma, sau știu ce dracu face. Eu vă zic înainte că acum mulți în timp în urmă, firma în care eram noi acolo de... era într-un fel, gurile zic că era un alt manager înainte, eu știu că am avut interviu cu un alt tip la un moment dat, care pur și simplu au dispărut din firmă, nu i-am mai văzut. Și eu am discutit ceva cu omul respectiv, m-am trezit că nu, eu la momentul respectiv căutam tot felul de studiouri, la un moment dat cred că am fost undeva și prin, nu știu pe unde, și tip, ființa asta știe, vrea să aibă succes, da, și poate să fie și la TV, dar știi, eu m-am gândit așa că la gura pe care are, ar putea să devină umiliat fix pentru femei, știi, să le umilească pe asta, știi, și ați găsit-o pe Dana Budeanu, așa, ați găsit-o pe madame, care nu v-a zis nimeni, dar vă zic eu cum funcționează treaba, anumite canale care au apărut așa acum, după vreo 2-3 ani de YouTube, 2018-2000, da? După 2018 au apărut niște canale de YouTube, ele aparțin unor case de producții. Acele canale de YouTube, chiar dacă este numele vrunei mari vedete, așa zise vedete, pe unde sunteți, bă, vedete? Vedeți că e un sat mai mare și sunt niște proaste care v-ați ridicat pe nenorocirea unor oameni, știi? Și pe slăbiciunea poporului nostru, care este bârfă. Bârf. Am spus. Eu am rezolvat imediat situațiunea, știți? Ca să nu mai există slăbiciunea asta între oameni, mi-am pus chiar dacă nu e a mea, știi? Adică eu am și unde am eu. Unde e considerat al meu, dar eu n-aș ține acolo niciun câine. Eu n-aș ține un câine în ce am cumpărat eu când am venit în orașul ăsta. Da, pentru că am vândut undeva și aici nu cumpărat ce se putea. Păi mine m-a interesat să cumpăr într-o anumită zonă. La minte, la momentul respectiv, atât am doream eu în zona respectivă și apartamentul era ca bai de mamă. Dar ce vreau eu să vă zic, la un moment dat veniseră și vorbeau în engleză. Bă, te-ai spăla la gură că era și România era deschisă. Da. Eu țineam România deschisă, pe bunăvoința mea, adică nu era pe... Știți? Eu știam ce fac la profilul ăla. Știi? Și veneau ăștia, știți? De la... Vai, uite și pe ce mișto asta, fate, ar putea să fac foarte multă, foarte multă audiență. Poate audiență. Și îmi păreau, știți, pregăteau terenul. Ce părere ai dacă ai fate? Ce părere ai? Dar ce părere ai despre niște ce? Dar ce părere ai dacă te duce în pizda mătii? Știi? Ia ce părere ai despre asta? Corect. Bun. Asta ca să vă dau seama cât de proști erau. Ei încercau să... Da, până la urmă au rămas tot cu vedetătuțele lor, știți? Da, nu ai nevoie să vedetuțele. Vine o proastă, știți, ca Dana Budeanu, să-i spună la una cum este, știți, cum, detalia. Unor mari cântărețe de aici, să o învețe pe aia. Mm-hmm. De ce spui tu țițele și n-ai nevoie, mă, să-ți pui fundul pe net? Deci te fute pe tine grijă, poate are în fetiș. Poate îi place să se uite 15.000, să uite fanii ei la curul ei. Chiar așa, fă! Tu-s Dumnezeu, mătii! Nu așa faci tu? Dar dacă... De ce? Păi nu? Facem audiență pe... Facem audiență pe... Dar fata are foarte mult. Păi da, mă, nu-mi face mișto, nu vă uitați voi la proastă. Mai zice câteodată și câte ceva bine, dar face, știi, ea mai scoate cât o proastă, pute prostie din asta. N-ai nevoie, dragă, să pui că tu ești o vedetă, de ce te fute pe tine grijă? Dacă tu ești pudică și tu nu vrei să, când pui picior peste picior, să se vadă nu știu ce, știi? Da, așa. Și nu știu ce dracu ți se mai întâmplă, înseamnă că toată lumea trebuie să facă după regulile tale. Adică, tu n-ai ce să înveți. Tu poți să înveți, nu știu dacă poți să înveți despre, vorbiți-ne despre Uniunea Europeană. Când a vorbit despre fonduri, că a terminat facultatea, foarte bine, super cool, vorbește-ne de faptul că faci niște cârpe, știi?
Ar reprezintă niște cârpe. Cârpele pe care le faci, nu contează, în hainele tale, că e ok că tu sprijini, iei niște, le dai de lucru la niște, din câte am înțeles eu, ei face un lucru bun. Când face un lucru bun, eu vă zic când face un lucru bun. Dar când face un lucru prost, ca de exemplu se lege de faptul că nu știu care din cântărețe și-a pus nu știu ce chestie și că de ce și-a pus aia curcă, n-are nevoie. De ce te fuți? Ce știi tu despre nevoia acelei persoane care cântă? Ce știi tu despre nevoia? Cine? În primul și în primul rând, cine te crezi? Eu asta vreau să întreb. Cine te crezi? A venit proasta de la TV după ce nu mai avea audiență, cum e madame, așa, după ce a făcut business-ul, după, știi, să nu cumva să mă, eu, că vă umilesc intenția, vă umilesc pe voi ca persoane, că da, în loc să vii să spui, bă, am făcut canalul ăsta, da, că noi așa, știți, casele de producție nu mai produc banii pe unde mai produc și trebuie să faceți și noi niște bani, știți, și ne-am gândit așa că poporul nostru român e cam fraier. Și consumă vedetisme, știi, bătaie de joc, asta consumați voi, că de-aia și fac chestia asta, așa, voi asta consumați. Și eu acum fac bătaie de joc vis-a-vis de ceea ce faci, spuneți bă în față. Da, este casa de producție, nu mai poate să producă audiență la TV, deci în concluzie oamenii care lucrează, care se lucrează în casa aia de producție, ca de exemplu, da? Mașiniști, editor video, editor audio, ce mai sunt, cameramani, etc. Ar fi ajuns, cum se numește, fără job, știți, fără obiectul muncii. Degeaba. Și atunci s-a inventat chestia asta, dar și s-a ieșit cu produsele astea două, care voi credeți că este pentru voi. Nu este pentru voi. Știți? Nu, nici doamna Dana Budeanu nu face asta, știi? Ea are niște oameni care face o aplicație, că e pentru voi. Nu e pentru voi. Nu. Este pentru ea care știu să facă aplicațiile respective. Oamenii respectivi sunt niște băieți sau fete capabile. Nu știu că nu mă interesează, nu vreau să fac umilire de gen, că nu mă interesează, sau preamărire de gen, așa, a unui gen anume. Sunt niște oameni care se pricep să facă aplicații respective, să aibă și un job, da? Face o aplicație de genul ăsta, madame prezintă niște chestii pe care le fac ea acolo, artiștii, și îi se fac ceva. Știți? Da. Există care se pricepe, există vreunul care se pricepe să facă decorurile, știți, experți la decoruri, așa, și trebuie să aibă și un, pe fiecare episod pe care ei îl fac, cu audiența și cu banii pe care iau ăștia de la YouTube, vă dați seama, trebuie să împartă la fiecare. Nu contează, asta este. Și vă dați seama câte canale trebuie să facă ei cu fiecare persoană în parte, până și sunt multe, Amalia Năsase, de exemplu, ele sunt doar cu numele, voi trebuie să înțelegeți și cu față. Dar ele, marea majoritate, fac ceea ce li se sugerează la producție, la casa de producție, se umilesc anumite persoane, știi? Aia face un reality că i s-a pus casa la dispoziție. În marea majoritate are și ea ceva de zis, că și eu, dar în marea majoritate o să vină și o să facă sugerări, știți? Cum se sugera și mie, și la mine s-a sugerat, numai că uneori a mers, uneori n-a mers. Știți? Important este că ei nu au înțeles șmecheria care era din spatele la așa ceva. Eu am zis, bă, eu pot să, că pe mine nu mă doare gura să pun o întrebare sau în timp ce sunt camerele deschise, știi? Sau pe după camere sau să fac o chestie de genul ăsta, nu mă doare gura, știi? Problema este că să am cu cine, știi? Că dacă nu am cu cine, știi? Pe unde am mai fost eu, a fost ok, că s-a făcut show, știi? E mișto să faci, să ai cu cine să faci show, știi? Adică dacă tu vii acolo și tu ai impresia că voi luați de bună, știți? Voi ați luat-o și pe Oana Zăvoranu, că mamă ce extraordinară este și păcălește pe nu știu cine. Păi, bă, aia se face, știi? Așa s-a întâmplat. No, that's okay. I was shooting something, but that's fine for me, Santa. What brings you here today?
Well, last time. Ok. După cum v-am zis, am și eu un... Am un... pe cineva. Trebuie să așteptăm puțin. Revin pe partea a doua.